Well, hello, everyone, and welcome to LifeWave Connect. My name's Emily Hollingshead. Ora dimineața avem interpretare în limbile europene, iar seara în limbile în spaniolă și japoneză. Seminarul este transmis și pe grupul de Facebook pentru sesiunea de dimineață. Acolo găsiți toate versiunile în toate limbile pe care în care prezentăm pe canalul LifeWave Health și sperăm că după ce o să vedeți seminarul o să vreți să-l împărtășiți și altora din echipa voastră sau din organizație sau alte persoane cu care vreți să împărtășiți ce se întâmplă la LifeWave și care pot să se bucure și ei de conținutul de astăzi. Așa cum am spus, avem miercurea cursurile despre produs și cele despre business. Astăzi ne vom concentra pe cel despre business. Când facem astfel de cursuri, apelăm la experții din comunitatea noastră să ne ajute să înțelegem ce au învățat ei prin experiența lor și să învățăm din greșelile și din reușitele lor de-a lungul timpului, ca să puteți învăța de la cei mai buni și ca să puteți ajunge și dumneavoastră la succes pe măsură ce vă dezvoltați afacerea și aptitudinile de lider și pe măsură ce vă dezvoltați personal aici la LifeWave pentru a vă crea în același timp și stabilitate financiară și venituri suplimentare. Astăzi avem un oaspet foarte special, cineva care este de mulți ani în LifeWave, aproape de la început, din 2005. Dar nu numai că a avut succes aici la LifeWave, ci această persoană are studii în inginerie electrică și are propria firmă. Și nu numai atât, la LifeWave acest domn este unul dintre cei mai puternic angajatori de colaboratori și se pricepe foarte bine la plasturi. Este unul dintre membrii pentru Asia Pacific, Consiliul de Consiliere pentru Asia Pacific. Și are o mulțime de cunoștințe și este foarte valoros pentru comunitatea noastră. Mulți îl știți deja, dar să-l întâmpinăm pe Roy Sojourn astăzi. Mulțumim foarte mult că particip la întâlnirea noastră de astăzi. Și eu vă mulțumesc, vreau să vă partajez ecranul. O să vorbim despre ceva care este o parte foarte importantă a afacerii noastre și anume esențialul este să creezi venituri reziduale și anume să creezi și să menții avântul, cum să începi și cum să păstrezi lucrurile în mișcare, să fie continuu în mișcare, pentru că puterea multiplicării este foarte mare pe măsură ce vrei să creezi ceva special în afacerea ta. Da. Haideți să începem. Vă mulțumim foarte mult că ați pregătit prezentarea asta pentru noi astăzi și vrem să vedem ce vrei să ne împărtășești. Deci să începem cu începutul. Asta aud mereu. Când încep, ce trebuie să fac ca să îmi țin afacerea în mișcare și pe ce trebuie să mă concentrez cel mai mult la început? Îmi amintesc începutul, când am început, am început pentru niște produse foarte bune, am propria afacere din care să câștig. Deci, pe mine m-a interesat cel mai mult să folosesc produsele și am reușit să o scap pe mama mea de câteva medicamente, multe medicamente. Și am reușit să o scap pe mama în 9 luni de o mulțime de medicamente pe care le luam. Și a reușit practic să scape de toate medicamentele pe care le luam. Așa că atunci am început să mă intereseze mai mult aceste produse și am întrebat, pot să câștig și bani suplimentari din asta? Și a zis $10,000 și a zis, da, sigur. Așa că în fiecare duminică seară îi trimiteam un mail și în fiecare zi la
La prânz mă întâlneam cu oameni să luăm prânzul și să recrutez colaboratori. Am făcut asta cam 6 luni. Asta înseamnă să creezi avânt în organizație. La început trebuie să îți chem toți prietenii, dușmanii, verii, rudele, să vorbești cu ei, dar la un moment dat îi termin, nu mai ai cu cine să vorbești, nu mai ai prieteni. Și acolo a fost mai interesant că... Deci, ce trebuie să faci? Trebuie să-ți creezi liste de 100 de nume. Am 7 până la 10 nume cu care să mă întâlnesc de luni până vineri, adică fac lista, pentru că sâmbătă ne întâlnim personal. Deci avântul apare la început, când intri în organizație. Eu întotdeauna îi dau persoanei pe care o recrutez câteva mostre, pentru că vreau să se bucure de produsele excepționale înainte să-i ajungă produsele direct. Deci ei folosesc plasturii, au diverse întrebări și eu încerc să le răspund, cum știu eu, pe baza informațiilor pe care le știu eu. Și în felul ăsta creez avânt și organizez următoarea întâlnire în care îi invit și le spun să-și invite și prietenii, familia, aducem ceva de mâncare și ne întâlnim. O numim petrecerea plasturilor. Și așa facem foarte des. Deci la început așa e cel mai simplu. Dar după ce ți-ai recrutat toți prietenii, pe cine să mai recrutezi? Aici trebuie să-ți dezvolți niște abilități. Și, de fapt, eu sunt foarte timid, poate nu credeți, dar chiar eram foarte timid și nu mi-era ușor să vorbesc cu oamenii. Eu sunt născut în Indonezia, sunt chinez și sunt inginer. Dar sunt destul de rigid când e vorba de a discuta cu oamenii. Dar în network marketing, în marketingul direct, am învățat foarte multe lucruri pe care nu le-am învățat la școală. Știu că acum un an costă $105,000 la școală, deci ca să termin și masterul trebuie $1,000,000. Deci nu putem să ne relaxăm la început când intrăm în organizație, ci trebuie să fii activ, foarte activ în fiecare zi și să creezi liste de 100 de nume și să-i urmărești pe fiecare în parte până când îți dezvolți un grup de, nu neapărat de lideri, dar un grup de oameni care sunt foarte entuziaști în legătură cu produsele. Și cum vedeți aici, la început nu trebuie să pierzi avântul relaxându-te. După ce ți-ai adus toți prietenii și familia, trebuie să creezi un sistem de urmărire, de revenire. Pentru că toată lumea știe că succesul constă în urmărire, în revenire. Mulți nu au succes pentru că nu urmăresc mai departe ce se întâmplă. Eu mi-am creat un sistem și mă gândesc pe cine trebuie să sun. Dacă persoana nu e disponibilă, îl sun pe următorul care trebuie să vorbesc ziua următoare. Și asta înseamnă că în fiecare zi dimineața, întotdeauna îi sun pe oamenii cei mai dificili, să zicem. Adică cei cu care nu mi-e greu să... cu care nu mi-e ușor să vorbesc. Și după ce am făcut asta, după aia e din ce în ce mai ușor cu ceilalți. Acum, cum se creează efectiv avântul? Cum produce avântul? Trebuie să înceapă cu noi. Noi trebuie să fim entuziași la început, pentru că dacă noi nu suntem entuziași, nu putem să le inducem altora în entuziasm. Deci, entuziasmul trebuie să vină de la noi și trebuie să ieșim din zona noastră de confort. De-abia pe urmă o să fie ușor să creezi avânt și să împărtășești entuziasmul pe care îl avem în noi pe baza experiențelor noastre personale și pe baza calităților extraordinare ale produselor. Se vede aici în imagine că am avut o întâlnire acum câteva zile
am avut o întâlnire în grup mic în Indonezia și am explicat mai multe despre produs. Deci trebuie să crezi având și în grupul respectiv. Dacă te duci într-un oraș și dacă sunt 20 de oameni acolo, poate că doar 2 sau 3 o să devină lideri, dar acestea sunt principalele persoane de contact cu care trebuie să lucrezi pe urmă. După care întotdeauna creezi un grup de WhatsApp și când se mărește grupul fac un grup de Telegram și comunic în acel grup ca să văd ce se întâmplă, ce se mai întâmplă în grup. Întotdeauna încerc să mai postez în el ca să-i țin pe toți activi și să mențin focul aprins în toată organizația. Și întotdeauna trebuie să spui lucruri pozitive, lucruri care să-i motiveze pe oameni și să-i ajuți, să-i înveți pe oameni întotdeauna să își dorească să crească în ierarhie, să urce în ierarhie. Plus, întotdeauna organizăm sărbători în grup, îi invit la niște sushi sau tăiței și în felul ăsta ne distrăm întotdeauna. Că suntem ca o... în afacere nu doar că faci bani, dar îți faci și prieteni, mulți prieteni buni. Absolut, știu că noi ne facem prieteni în afacerea asta și știu la ce te referi. E vorba de a da un exemplu, de a conduce drumul. Da, e foarte adevărat. Am întâlnit foarte mulți prieteni, mi-am făcut prieteni foarte buni, am mers împreună Roy m-a recrutat în multe feluri de 18 ori, dar niciodată nu funcționa și finele, companiile respective nici nu mai sunt și i-am spus toate companiile pe care mi le-ai sugerat au dispărut. Așa că am stat deoparte un timp și după aia a durat 4 ani jumate până am început să lucrez efectiv cu Rick de Luca, când mi-am dat seama că asta e afacerea. Cum zicea și el, ultima mea afacere.com. Am lucrat foarte mult cu el pentru că el a făcut asta timp de vreo 30 de ani și are experiență foarte mult și am învățat foarte mult de la el. Și mulți mentori, cum ar fi Chuck Michael și alții dinaintea lui. Deci e o adevărată binecuvântare că am găsit LifeWave, pentru că LifeWave este un produs real și foarte bun pe care l-am încercat și eu. În 2008 aproape că am murit, am avut septicemie și am mers în Hawaii și m-am îmbolnăvit, am ajuns la spital, am făcut septicemie și în acea săptămână, în acel spital, au fost 4 oameni cu aceeași boală, dar la mine a fost cel mai greu pentru că eu am avut o formă mult mai gravă. Dar eu am fost singurul care am supraviețuit pentru că am folosit vreo 30 de plasturi în fiecare zi, pentru că 6 dintre organele din corp erau deja distruse și toți doctorii au zis că a fost un miracol că am supraviețuit. Chiar că e o minune. Ai avut așa noroc să te poți folosi de această tehnologie excepțională care te-a păstrat în viață. Cred că a fost o experiență care ți-a schimbat viața, nu? Da, când am trecut prin asta, mi-am spus că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă în viață. Vreau să fac și eu bine în jurul meu și să ajut mulți oameni din lume. Pun plasturi sau ofer plasturi la mii și mii de oameni și mă bucură, mă oferă mult mai mult această afacere chiar decât cealaltă afacere a mea cu partea de echipamente electrice. Dar mă întâlnesc cu oameni la restaurant și așa construiesc afacerea. Da, chiar este ceva uluitor și se bazează pe relații.
Îmi place slide-ul acesta, de ce e important să creezi evenimente. Înțeleg că tu faci mereu asta. Da, spune-ne mai multe despre evenimente. Cum le organizezi? Personal sau evenimente virtuale? Cum faci să creezi în același timp și avânt și să vă și distrați? Deci dimineața sunt la birou de la firma mea de inginerie. La prânz îmi verific mesajele, iar seara mă duc mereu în oraș. Și în diverse orașe, de fapt. Uneori, unele zile am chiar 3 întâlniri. Depinde cu cine vrei să te întâlnești și întotdeauna vreau să ajut acolo unde sunt mai mulți oameni. De acum 3 ani, de când a apărut COVID, am învățat să facem și seminarii pe Zoom, ca acesta. Și începem la 12 noaptea, terminăm pe la 2, după aia urmează întrebările, mai dorm câteva ore, iar dimineața am o altă întâlnire la prânz și la 5 altă întâlnire. Sâmbăta după amiază la 5 e foarte bine pentru că vin foarte mulți oameni. Iar marți avem altă întâlnire. Îi învăț cum să scape de durere conform metodei aprobate de David. M-am întâlnit cu David în Mexic și ne-am distrat foarte bine și am ajutat pe încă cineva să scape de durere. Deci este o binecuvântare pentru mine să aflu de LifeWave, să-l cunosc pe David, cum știi și tu că e o mare bucurie să poți să ajuți foarte mulți oameni în întreaga lume. Și recompensele sunt generoase, așa că mă consider cu adevărat binecuvântat. Ne bucurăm foarte mult că faci parte din comunitatea noastră. Cred că noul tău titlu oficial ar trebui să fie stăpânul plasturilor. Dar ce apreciez aici este că sunt principii verificate, reale. Uneori, când cineva e foarte entuziasmat la început, totuși complică lucrurile. Când, de fapt, trebuie doar să rămâi la lucrurile simple, să creezi ocazii pentru oameni să se simtă bine și să nu uiți de revenire, de urmărire. Unii dintre prietenii mei nu mai vor să se întâlnească cu mine, o iau la fugă pentru că știu că vreau să îi recrutez. Dar unii mă consideră, chiar mă sună când îi doare ceva. Asta e partea bună. Pentru cei care ați început acum, trebuie să lucrați cu persoane superiori ierarhici care știu despre ce e vorba și care vor să crească. Dacă persoana e mai leneșă sau nu e interesată, trebuie să găsiți pe cineva și mai sus care să vrea să se implice. Chiar înainte să mergem la Orlando, am încercat să creăm un Zoominar, avem oricum seminarii pe Zoom de 3-4 ori pe săptămână, de fapt de 5 ori pe săptămână. Și am grupuri care se dezvoltă în stânga și în dreapta. Și am construit în acest fel un grup mai mare. Deci trebuie mereu să creezi grupuri și evenimente, fie că e vorba de seminarii sau de o petrecere cu plasturi sau de petrecere dansantă. Uneori îi invit pe prieteni să luăm o cină bună și îmi plac teiței. În felul ăsta creezi avânt și păstrezi avântul. Pentru că nu vrei să pierzi avântul, asta e ideea. Odată ce a scăzut, e foarte greu să-l aduci înapoi la un nivel ridicat. Întotdeauna îi învăț pe oameni să împărtășească asta cu mai mulți oameni. Dacă consider asta o afacere reală și vrei să faci bani din ea, trebuie să găsești cel puțin 5 oameni.
sau măcar vorbește cu 4 sau cu 3 sau măcar cu 2. Poți să vorbești cu 2 oameni pe zi? Sigur că poți. Chiar și la poștă, la curier, la băiatul care livrează, la restaurant, la benzinărie. Am recrutat un mecanic odată la miezul nopții, m-am dus la un service și eu eram cu Mercedes și el avea tot un Mercedes și am intrat în vorbă și l-am invitat la biroul meu să-i prezint mai multe. Deci trebuie să împărtășești lucrurile cu 1, 2, 3, 4, 5 oameni pe zi. Pentru că, pe urmă, 20% o să intre în organizație, după care o să vină alți 20 din 100 și, pe urmă, iarăși, din alți 100, alți 20 și tot așa. Și 20 o să ajungă superstaruri și o să-ți aducă ție milioane de dolari. Sau milionul de dolari. Am văzut, asta se practică. Îmi plac cifrele și am văzut asta în stânga și în dreapta. Este foarte adevărat. Da, numerele funcționează. Când ești consecvent, când îți iei un angajament și faci lucrurile, îți faci treaba în mod consecvent, în fiecare zi apar și rezultatele. Asta spui, nu? Da, trebuie să păstrezi mereu focul aprins, să nu pierzi avântul și entuziasmul și în continuu să construiești. Pentru că eu aș putea să mă retrag acum la pensie, dar cu venitul rezidual. Dar fiul meu, Joseph, mi-a zis: tată, tu nu o să ieși niciodată la pensie. De ce? Pentru că îmi place să muncesc, îmi place să-i ajut pe alții și munca îmi place. De aceea am reușit să construiesc LifeWave cu ajutorul lui David Schmidt și cu ajutorul tău, Emily, îl apreciez foarte mult. Și așa am reușit să călătoresc în întreaga lume. Și tu vii în Franța? Da, și eu o să fiu în Franța și avem convenția de la Nisa în octombrie. Vii și tu? Nu știu încă dacă o să vin, dar să vedem, pentru că am programul foarte aglomerat, dar mulți din colaboratorii mei o să vină. Michael sigur vine și alți colaboratori. Uneori nu știu cum se face, că deși muncesc foarte mult, sunt încă lucruri pe care nu reușesc să le fac. Uneori ajung să dorm la birou pentru că am multe de făcut, dar în același timp mă și bucură și îmi face plăcere munca. Și știu că un alt lucru important pe care aș vrea să te întreb este legat de exemplu personal, de faptul că poți să conduci oferind un exemplu. Tu însuți ești un model. Tu însuți ești un model. Și îmi place, apreciez asta foarte mult la stilul tău de conducere. Cred că ești un exemplu foarte mult despre cum poți să păstrezi avântul în echipă. Ești de acord? Da. Totdeauna le spun liderilor mei, de exemplu, mă sună cineva din Mexic, chiar și duminica. De exemplu, eu cu fiica mea trebuia să mergem la karaoke, așa că am renunțat la întâlnirea cu fiica mea și am mers la grupul din Filipine. Am avut 7 invitați și toți au intrat în LifeWave. E extraordinar. Roy, mulțumim foarte mult că ai împărtășit cu noi aceste lucruri. Știu că toți o să beneficieze și o să învețe cum să creeze avânt și să-l păstreze.
Și sunt sigură că participanții de astăzi o să se folosească de informațiile de la tine și o să le pună în practică în viața lor și în activitatea lor de zi cu zi. Mulțumim foarte mult, Roy, și mulțumim și participanților pentru că au acordat timpul lor să participe la acest seminar ca membri ai comunității LifeWave. La revedere! I know that this is something that many will have benefited from if you're new or even if you're just trying to get reinvigorated and create some momentum. I really hope that you can take some of the thoughts that Roy shared with us here today and really implement those into your daily actions. Roy, thank you so much for sharing with us. Really appreciate it. Thank you so much, Emily. Thank you, Roy. And a big thank you to all of our participants. We really appreciate you sharing some of your time with us, plugging into LifeWave Connect, being one of the best parts of LifeWave, our community. We'll see y'all later, okay? Bye-bye now. Yeah, bye-bye.